Geneza 27 Când Isaac a îmbătrânit și i au slăbit ochii, astfel încât nu mai putea să vadă, l-a chemat pe fiul său cel mare, Esau, și i-a zis. Fiule, el a răspuns, iată-mă. Isaac i-a zis, eu sunt bătrân și nu știu ziua morții mele. Deci armele, tolba cu săgeți și arcul, du-te la câmp și adu-mi vânat. Apoi pregătește-mi o mâncare gustoasă, așa cum îmi place mie și adu-mi o să mănânc, ca să te binecuvinteze sufletul meu înainte de a muri. Rebecca a tras cu urechea la ceea ce Isaac i-a spus fiului său Esau. Apoi, după ce esau a plecat la câmp ca să prindă vânat și să-l aducă, Rebecca i-a zis fiului său Iacov: Iată, l-am auzit pe tatăl tău vorbind cu fratele tău, esau, și spunându-i: Adumniște vânat și pregătește-mă mâncare gustoasă ca să mănânc, ca să te binecuvintez în prezența Domnului înainte de moartea mea. De aceea, fiule, ascultă-mă și fă ceea ce-ți poruncesc. Du-te la turmă și iam de acolo doi iezi ca să fac din ei tatălui tău o mâncare gustoasă, așa cum îi place lui. Apoi tu o vei duce tatălui tău ca să o mănânce, pentru ca el să te binecuvinteze înainte de moartea lui. Dar Iacov i-a răspuns mamei sale, Rebecca. Fratele meu, Esau este păros, iar eu am pielea netedă. Dacă tatăl meu mă va pipăi, mă va considera un înșelător și voi atrage asupra mea blestemul în locul binecuvântării. Mama sa a zis: Asupra mea să cadă blestemul tău, fiule! Ascultă, deci, glasul meu! Du-te și admiezi! El s-a dus, i-a luat și i-a adus mamei sale, iar mama sa a pregătit o mâncare gustoasă, așa cum îi plăcea tatălui său. După aceea, a luat cele mai bune haine ale fiului său cel mare, Esau, pe care le avea acasă și l-a îmbrăcat cu ele pe fiul său cel mic, Iacov. Ea a pus pieile iezilor pe mâinile lui și pe partea netedă a gâtului său. Apoi i-a dat fiului său, Iacov, mâncarea gustoasă și pâinea pe care le pregătise, iar el s-a dus la tatăl său și i-a zis: Tată, el a zis: Iată-mă, care ești, fiule? Iacov i-a răspuns. Sunt Esau, întâiul tău născut. Am făcut așa cum mi-ai spus. Acum scoală-te, șez și mănâncă din vânatul meu pentru ca să mă binecuvintezi. Isaac l-a întrebat. Cum de l-ai găsit așa de repede, fiule? El a răspuns, Domnul, Dumnezeul tău mi l-a scos în cale. Atunci Isaac i-a zis lui Iacov, Apropie-te ca să te pot atinge, fiule, pentru ca să-mi dau seama dacă tu ești într-adevăr fiul meu Esau. Iacov s-a apropiat de tatăl său, Isaac, care l-a atins și i-a zis, Vocea este a lui Iacov, dar mâinile sunt ale lui Esau nu l-a recunoscut pentru că mâinile lui erau păroase la fel ca și mâinile fratelui său, Esau. Așa că l-a binecuvântat. Isaac l-a întrebat încă o dată. Ești tu într-adevăr fiul meu, Esau?" Iacov a răspuns. Da, eu sunt." Atunci Isaac a zis, "-Adu-mi să mănânc din vânatul fiului meu, pentru ca să te binecuvântez. Iacov i-a dus mâncarea, iar Isaac a mâncat. I-a adus și vin ca să bea. Apoi tatăl său, Isaac, i-a zis, Apropie-te și dă-mi sărutare, fiule. El s-a apropiat și a dat sărutare. Isaac a simțit mirosul hainelor lui, și la binecuvântat zicând: Mirosul fiului meu este ca mirosul câmpului pe care Domnul l-a binecuvântat. Dumnezeu să-ți dea din roa cerului și din grăsimea pământului, să-ți dea grâne și vin din belșug, popoare să slujească. Și noroade să se plece înaintea ta. Stăpânește peste frații tăi și fii mame tale să se plece înaintea ta. Blestemați să fie cei care te vor blestema, și binecuvântați să fie cei care te vor binecuvânta. Imediat după ce Isac l-a binecuvântat pe Iacov, iar acesta a plecat dinaintea tatălui său, Isaac, fratele său, Esau, s-a întors de la vânătoare. A pregătit și el o mâncare gustoasă și a adus-o tatălui său zicând, Tată, scoală-te și mănâncă din vânatul fiului tău, pentru ca să mă binecuvântezi. Tatăl său Isaac l-a întrebat, Tu cine ești? El a răspuns: Sunt fiul tău cel întâi născut, e sau? Atunci, Isaac a început să tremure foarte tare și a zis: Atunci, cine a fost cel care a prins vânat și mi l-a adus? Din a cui mâncare am mâncat eu înainte să vii tu și pe cine am binecuvântat? Cu siguranță el va fi binecuvântat. Când a auzit cuvintele tatălui său, Esau a scos un strigăt puternic, plin de amărăciune, și a spus tatălui său, Binecuvintează-mă și pe mine, tată! El i-a răspuns, Fratele tău a venit cu înșelăciune și ți-a luat binecuvântarea. Esau a zis, Nu pe bună dreptate se numește el Iacov, m-a înșelat de două ori, mi-a luat dreptul de întâi născut, iar acum mi-a luat și binecuvântarea. Apoi a zis, N-ai păstrat nicio binecuvântare pentru mine? Isaac i-a răspuns lui Esau, Iată, l-am rânduit stăpân peste tine. I-am dat lui ca robi pe toți frații săi și l-am ajutat cu grâne și vin. Prin urmare, ce mai pot face pentru tine, fiul meu? Esau i-a zis tatălui său, Numai o binecuvântare ai, tată, binecuvintează-mă și pe mine. Apoi și-a ridicat glasul și a plâns tatăl său, Isaac, i-a răspuns și a zis, Iată, locuința ta va fi departe de grăsimea pământului și de roa cerului de sus. Vei trăi din sabia ta și îi vei sluji fratelui tău, dar când te vei răscula, îi vei zdrobi jugul de pe gâtul tău. Esau l-a urât pe Iacov din cauza binecuvântării pe care tatăl său i-a dat-o și și-a zis. Zilele de jale pentru tatăl meu se apropie. Apoi îl voi ucide pe fratele meu, Iacov. Când i s-a spus Rebecăi despre planurile lui Esau, fiul ei cel mare, a trimis după Iacov, fiul ei cel mic, și a zis, fratele tău, Esau, se împacă cu gândul că te va omorâ. De aceea, fiule, ascultă-mă, fugi de îndată la fratele meu, la ban, în Haran și stai la el pentru câteva zile, până se va potoli mânia fratelui tău, până se va potoli furia lui față de tine și va uita ce ai făcut. Apoi voi trimite după tine și te voi lua de acolo de ce să vă pierd pe amândoi în aceeași zi? După aceea, Rebecca i-a zis lui Isaac, m-am scârbit de viață din cauza acestor hitite. Dacă Iacov își va lua o soție dintre fetele țării, o hitită ca acestea, la ce mai este bună viața?